Cel mai mult locuitorii Moldovei se tem de facturile la încălzire, deoarece această cheltuială, în special în perioada de iarnă, reprezintă principala povară pentru mulți cetățeni ai Republicii. Ministrul Energiei, Victor Parlicov, a declarat că o majorare a tarifelor de gaz pentru populație nu este justificată în condițiile actuale, iar o ajustare în scădere ar putea avea loc deja la începutul anului viitor. În ultimele săptămâni, piața arată semne de scădere a prețurilor. În aceste circumstanțe, nu văd sensul de a majora tariful acum și apoi să-l reducem din nou în ianuarie, a declarat Parlicov. Conform datelor Moldova Gaz, deviațiile acumulate de companie față de tarife au ajuns la aproape 700 de milioane de lei, ceea ce reprezintă un factor de presiune pentru o eventuală ajustare a tarifelor. Parlicov consideră că ANRE ar trebui să revizuiască revența ajustărilor tarife, deoarece schimbările de prețuri din ultimele luni ale anului pot provoca confuzie și instabilitate pe piață. În prezent, tariful pentru gazul livrat populației este de 13 lei și 26 de bani per metru cub, inclusiv TVA, după ultima reducere de în începutul lunii mai 2024.